Ce tare! Aoleu, băi, Eugene! Salut, să rămână să trăiți! Salut! Și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Pentru că vremea este foarte, foarte frumoasă, nu putem sta în București. Și am eu o obsesie cu Piatra Verde. Veneam aici când eram mic, cu bunicii, în această stațiune Slănic Prahova. Și de undeva de la... se iau niște plaje în jurul unor bazine cu apă sărată, de acolo, de la una din aceste locații, vedeam Piatra Verde. Dar uite că acum nu mai văd. Noi am găsit-o pe net, e o piatră vulcanică, și am aflat că și traseul spre ea este interesant, dar să vedem dacă o găsim și în fapt. Până una alta, am ajuns în Slănic Prahova, am venit București, Ploiești, pe urmă spre Plopeni, Slănic. Nu am venit pe ruta A, Vălenii de Munte, pentru că e foarte aglomerată. Undeva aici este o primă baie, mi se pare că Baia Roșie îi spunea. Nu știu dacă se mai numește, dacă mai e ceva aici. Da. Parcă nu mai e roșie. Și mi se pare că pe aici ar trebui să facem stânga. Să urcăm aici, în stânga, la Baia Baciului. Și tot nu văd Piatra Verde. Poate o să o văd de sus. Vine o mașină, să mergi pe dreapta, Marina. Mai știi pe aici? Nu. E, nu mai știi la Baia Baciului. Nu. Uite aici. Și acum coborăm. Uite baia aici jos. Nu mai ține aminte. Adică să ajung aici nu mai ține aminte. Știu doar că e aia care s-a prăbușit acolo. Acolo era un munte de sare, da, care s-a prăbușit. Uite Piatra Verde în față acolo. Știam eu că de undeva de sus o vedem. Nu, pe aici mai e o a treia baie, dar nu mai știu exact. Pe aici o baie, Baia Verde. Să trecem, ne face semnă, ok. Păi, nu ne grăbim nici noi foarte tare. Uite, Piatra Verde în față. Uite, Piatra Verde în față. Și cred că dreapta aici. Da. Până ajungem în satul ăla, Groșane, acolo e... drum în lucru. Nu înțeleg. Acolo trebuia? Nu, 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 în față. Și drumul e prost, într-adevăr. Și urc, da? Da. Sunt dale de beton, nu e atât de rău. Așa zice, că-s dale de beton. Ne apropiem vertiginos de Piatra Verde. Știai tu că drumul ăsta la Piatra Verde este cum este? Da. M-ai amenințat de mult cu el. Și mai urcăm? Da, uite ce frumos e. Wow! Fuck! Da, ușor, da? Păi oricum nu se poate altfel decât ușor. A, e mică curba, nu te stresa. Nu mă stresez oricum. Ha, 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 ha. Ce tare! Aoleu, băi, Eugene!
m-a luat Eugen, că din cauza lui am luat-o prost. Sunt ok. Bun. Și deci am lăsat-o în urmă. Am făcut aceeași chestie, am trecut exact aici. Stai să o luăm așa de aici, stai să o luăm. Stai, stai, stai. E băgat în viteză. Păi e într-o viteză, nu știu în ce viteză. Mamă! Dar Eugen a ajuns acolo, ce? Da, Eugen e... Bă, înțelegi că el mi-a făcut în față așa și eu n-am mai apucat să văd drumul. Dar nu și-a dat seama că eu am căzut. Nu, dar m-a încurcat foarte tare, știi că l-am văzut pe el cu ea așa, nu știu ce dracu a fost în capul meu. Că doar am mai mers pe drumuri de-astea, deci... Mamă, dar urăsc să rămân în pantă. Nu, mă așteptam și Eugen are faze de-astea. Lui plac genul ăsta de drumuri. Da. Și vorba domnului, vin mașini din față. Ce s-o fi întâmplat? Întrucât sistemele noastre de comunicare nu mai funcționau, o să vedeți ce dialog interesant am avut noi doi. Nimic, am căzut, că m-ai încurcat. Ai, nu știu cum ai luat-o și eu n-am mai avut cum. Știi că tu mergi mai încet. Nu mai poți să pleci din loc? A? Nu poți să urci din loc? Trebuie să pot. Asta zic că m-ai încurcat când am luat curba, nu știu, te-ai dus tu într-un da, fel da, și m-am dus ca... greșit eu, că am sărit peste astea, da. M-am dus pe contrasens, l-am văzut pe ăla că mă așteaptă, dar n-am mai apucat să-i zic Marinei. Păi și? Ți-o urci și nimic, am căzut. Nu, cred că pot să plec. Ai căzut? Cu ea. Da. Păi dar nu crezi că am oprit-o așa? Păi n-ai mai zis că ai căzut, da. Păi tu te-ai dus. Ce chestie, m-a ajutat domnul. Și cu Mihai. Te-ai lovit? Ca de obicei, nu, că era viteza mică. Că eu am redus viteza, că tu ai încetinit. Și m-ai încurcat. Stai să trec și eu de voi. Să mă duc, să, nu știu ce o să fac. O să cobor ca să urc din nou. Da. La revedere. Sper să nu ia înapoi. Iar o scapam, mă. Mă, dar unde opresc? M-a ajutat domnul ăla care a zis că a pățit-o și el, de-aia ne-a lăsat în față. A zis că știa și că ne încurcă mașinile când... Dacă venea mașină, eu intram în mașină. Eu m-am dus pe contrasens. Aveam viteză și nu mă așteptam la așa ceva. Mi-a zis Mihai, vezi că sunt foarte, foarte strânse. Dar nu ți-am mai zis. Și pe m-am gândit, ce? Cât de strânse? Că doar am văzut atâtea. E... Era și drumul prost. Da. Da. Asta e piatra verde? Mhm. Așa, după ce am căzut în drum spre piatra verde, bineînțeles, mergem mai departe și drumul arată așa. Da, ai căzut din cauza mea. Nu mai contează, și din cauza mea că nu știu de ce eu am obiceiul să apăs pe ambreiaj. Un obicei prost, pe care nu știu cum l-am căpătat. Probabil că de la șofat, de la teamă, de la nu știu. Crezi că e nisip, dar n-au treaba ale noastre că e nisip. Gata, am scăpat, e o porțiune mică de nisip. Da, da, l-am văzut pe ăla când a derapat. Foarte frumos pe aici. Uite, iar reduci viteza în curbă. Păi am redus că este pietriș. Nu, a fost o situație. Eu nu știu ce Dumnezeu caut cu mâna pe ambreiaj în urcare. N-ar trebui, ar trebui să mă leg de manetă. În urcare n-am ce să caut pe ambreiaj. Am venit tare, m-a surprins și atunci
am luat-o cum am putut, după instincte. Și luând-o după instincte, am încurcat, i-am încurcat pe ceilalți. Wow! Ce frumos! Stai că ajungem pe câmp. Am venit cu o îndoială. Zic, ce Dumnezeu pe la Slănic pe acolo, ce să vezi? Că totul e paragină și piatra aia ce-o fi? O piatră mică. Lucrurile n-au stat deloc așa. Și într-adevăr recunosc, și acum am greșit, m-am uitat la tine, m-am gândit la tine. Și fiind o curbă dificilă, nu i-am acordat atenția totală. Și normal că motorul s-a mai dus el telelei și te-am încurcat mai tare. Îmi tot propun să nu mă uit în oglindă după tine, îmi tot propun. Eu nu știu ce caut cu mâna pe ambreiaj într-una. Poate e normal. Nu cred că e normal. Nu e, la urcare ambreiajul nu are treabă. Uite, genul ăsta de pante, dacă n-am trecut prin genul ăsta de pante de nenumărate ori, a fost... Am căzut. Din nou. Ce frumos! Vezi, de la o săptămână la alta se vede cum se duc frunzele. Acest vlog este și un îndemn pentru cei de vârsta noastră sau oricum cei trecuți de 35 de ani care dacă au visat cândva să meargă pe motocicletă sau să facă un lucru ieșit din comun, să nu renunțe niciun moment la a-l face oricând. Încolo am fost noi. Să vedem, mă, piatra verde de aici, că mă duc în parapet, dar n-o văd. Piatra verde va rămâne de neuitat. Nu se vede nicio piatră verde. Ok, având în vedere că de aici încolo până la București drumul va fi așa și nu vom fi înconjurați nici de mari sau spectaculoase forme de relief, oprim filmulețul aici. Pățania rămâne în eter din nou. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, iar până data viitoare să fiți veseli și mai ales sănătoși. Vă pupăm! Pa, pa!